Un număr de 53 de școli din județul Hunedoara, 22 din mediul urban și 31 din cel rural, de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar, au depus cereri la Ministerul Educației, înscriindu-se în schema de granturi din PNRR pentru combaterea acestui fenomen. Fiecare grant va avea o valoare maximă de 200.000 de euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității, și va fi implementat pe o durată de 3 ani. La nivel național, în această lună, a fost lansat Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Este o componentă a PNRR-ului. De altfel, vor exista fonduri suficiente pentru ca anumite unități de învățământ în care acest fenomen este mai mult sau mai puțin existent să poată să facă demersurile necesare și să propună activități astfel încât să se reducă fenomenul de abandon școlar. La nivel național au fost identificate 3.235 de unități de învățământ care prezintă risc de abandon școlar major. Ca urmare a interesului crescut exprimat de unitățile de învățământ, termenul limită pentru transmiterea intenției de participare a fost prelungit până în data de 21 ianuarie 2022 inclusiv. Există o listă de unități de învățământ eligibile în care momentan sunt cuprinse peste 3.000 de unități de învățământ din țară. Lista pentru județul Hunedoara conține 53 de unități care au un risc ridicat sau mediu de părăsire timpurie a școlii. Toate aceste unități de învățământ și altele care consideră că ar putea să depună astfel de proiecte au fost invitate în această perioadă să-și exprime intenția pe un formular Google Docs și ne bucurăm de faptul că, într-adevăr, unitățile noastre de învățământ au înțeles acest mesaj și toate și-au depus intenția. Nu toate cele peste 3.000 de școli vor primi finanțare din primăvară, când va începe implementarea programului, ci, într-o primă fază, vor fi selectate doar 750 de unități, a căror proiecte vor include în mod obligatoriu și o analiză de nevoi. Următorul pas este, de fapt, realizat de către minister. Urmează ca din toate aceste unități de învățământ care și-au exprimat intenția de participare la proiect, va exista o listă scurtă de 750 de unități care vor implementa acest proiect începând din luna aprilie a anului curent. Sigur că până a implementa acest proiect trebuie să depună o aplicație și ceea ce este de reținut este faptul că fiecare unitate de învățământ care are ciclu gimnazial, pentru că proiectul este destinat elevilor de gimnaziu, va avea posibilitatea să acceseze un grant în funcție de numărul de clase și de elevi din unitate, care poate să ajungă până la 200.000 de euro. Intenția Ministerului Educației este ca, în timp, un minim de 2.500 de școli să fie selectate în acest program multianual, finanțarea acestuia prin PNRR având o valoare de 543 de milioane de euro.